Bună! Deci, acum e seară și sunt în aceea zi cu celelalte două frumulețe care le-am făcut azi, deci luni 26. O să mai fac încă două, ăsta și încă unul, pentru că am încercat să fac unul, dar iese mult prea lung și nu am cum să tai. Deci, primul filmuleț acum o să fie un haul. Am fost cu tata la cumpărături că aveam nevoie de pâine în casă și chestii gen pâine, fructe, na, chestii. Și cum tocmai mi-au apărut chestiile astea și de ceva timp am puțin acne, ceea ce n-am mai avut de ceva timp și asta mă cam supără, adică am avut o mică explozie. Am trecut pe la farmacie și am zis că trebuie să-mi iau un brevoxil, ceva, orice. Și am discutat cu farmacista și mi-a explicat că nu am nevoie de brevoxil, trebuie doar să am foarte mare grijă de piele. Eu am doar că trec printr-o perioadă nașpa, pielea, ceea ce și hormoni și chestii, am avut bac, am intrat la facultate, stres, chestii de gen. Apropo, am intrat la limbi străine, la engleză și germană. Normal, doar am făcut liceu german, era logic, o să mă duc la germană. Și sunt fericită că am intrat acolo unde am vrut. Da, primul lucru care l-am cumpărat, ca tratament, de fapt, am cumpărat unul și am primit două. Bine, nu sunt la fel, am putut să-mi aleg. Este Gamma City Rescue de la Oxyanti. E o cremă de față, cremă pentru ten gras și iritat. Ce ar trebui să facă este să îmi oprească toate coșulețele astea care tot apar. Și da, tenul iritat, gras, zona asta, așa. Dar oricum, ideea e că ajută și e doar ca tratament, deci în secunda în care îmi dispar, nu mai folosesc, pentru că altfel o să nu suce pielea. Dar oricum, nu știu cum funcționează. Încerc și eu. A fost 60 de lei, cam scumpă. Și mai ales că e și cât palma. Dar sunt sigură că o să țină mult, că de obicei, adică, din propria experiență, genul de produse care sunt în chestii mici și scumpe, cu toate astea te țin foarte mult. De exemplu, am luat o cremă de plajă de la Uriaș cu SPF 50, iar tubul era cât ăsta. Și am zis, ce naiba fac eu cu un tub atât de mic o vară întreagă? Ce fac? Și am mai dat și 500 de mii pe ea. Bine, nu am cumpărat, eu am luat-o prietenul meu și am făcut dita mai scandal. După ce am folosit-o, adică am folosit-o prima oară, evident, ca românul, mi-am turnat în mână o grămadă. Iar când am început să o întind, cât am turnat, l-am dat pe el, m-am dat pe mine și am dat-o și pe prietena mea, Roxana, și cred că mai ajungea, dacă mă străduiam, mai ajungea puțin și pentru prietenul ei, Alex. Deci, wow! De obicei, la creme de genul care sunt mici și scumpe, te țin o grămadă, se întind foarte bine și ai nevoie de foarte puțin, deci te-ar ține cât un tub mare. Deci, asta e prima cremă. A doua cremă este cremă pentru piele predispusă la roșață. Ceea ce eu am piele predispusă la roșață. După cum vedeți, acum n-am niciun fond de ten pe față și sunt roșie în zona asta. Puțin pe aici și pe bărbie. Da, ce mai mult pe aici, în zona nasului și pe bărbie. Și e pentru piele sensibilă, practic este gama pentru piele sensibilă. Și asta o să folosesc ziua în primul rând, care SPF nu scrie exact cât, dar în prospect scria că are protecție UV. Nu scrie cât, eventual o să mă duc la farmacie să întreb. Promoția era cumperi unul, primești încă unul. Ea inițial, crema aceasta costă 62 de lei. Da, am cumpărat-o împreună cu asta, deci am dat cei 6 lei pe 6 lei, pardon, 60 de lei pe amândouă, deci 600 de mii vechi. E cam scump, dar totuși am salvat 600 de mii și o să mă țină cel puțin 3 luni cremele astea, dacă le folosesc zilnic. Și cutiuțele arată așa. Asta este cea pentru piele uleioasă și asta este cea pentru piele sensibilă. Bun. Camera mea face figuri și aveam o lumină foarte galbenă.
cer scuze. Așa. Următorul lucru care l-am cumpărat este tot de la Oxian și este gel de curățare. E în gamă cu crema pentru ten gras. Arată cam așa. Acesta, în mod normal, este în jur de 400 de mii. Da. Gelul ăsta de obicei e 400 de mii. Eu l-am luat la reducere cu 200 de mii, adică 20 de lei și el de obicei 40 de lei. E greu să vorbesc cu lei ăștia. Bun. Și practic este gel spumant de curățare. Cum vedeți, gelul ăsta spumant de curățare pentru 40 de lei are 200 de mililitri, este gigantic. Adică diferența între ele e la jumate. Iar, sincer, cred că ăsta o să mă țină mai mult de 3 luni. Dar am un mic dubiu. Nu știu dacă să-l folosesc. Și, sincer, nici nu știu de ce l-am cumpărat. Pentru că eu am un gel de curățare. Este Garnier Pure Active. Și este gel de curățare purificator destupă porii. Ăsta nu destupă porii. Nu știu nimic de destupat pori. Și sunt atât de mulțumită de chestia asta. Extrem de mulțumită. Dar sunt gen de persoana care, nu știu, am luat crema, de ce să nu folosesc și Oxian, de ce să nu iau și gel, să văd cum e și chestii de genul. Și nu știu, sincer, oricum, cel mai probabil întâi o să aștept să termin garnierul pentru că n-aș vrea să-l arunc. Și e destul de plin, adică mai are atât. Și nu știu dacă puteți auzi, dar afară plouă. Să-mi plăce cu camera. Așa. Scuze. Afară plouă. Da, și cam atâta cu gelul. Nu știu ce să fac. Dacă cumva ați folosit Oxiant, vă rog frumos, spuneți-mi și mie cum e. Măcar dacă e să-l dau cadou cuiva. Dau pe degeaba dacă nu e bun. Da. Ce următorul? Următorul. Ultimul lucru care l-am cumpărat este, bine, românii nu prea le au cu engleza și au scris ulei esențial de tea tree. Dacă vedeți. Și de fapt scrie T-E-A-T-R-E. Și este practic arbore de ceai. Sau cel puțin așa traduce Google-ul. Și practic ce fac cu asta? Pe coșulețe de gen care apar așa din senin, sunt mari și roșii și urâte și te deranjează și sunt bea. Pui puțin ori pe deget, ori pui direct așa. Seara, înainte de culcare, poți să folosești și ziua, dar ar fi bine să nu folosești machiaj. Și, practic, ar trebui să-l usuce. Păi, și cam atât. Asta a fost tot ce aveam să vă zic în filmulețul ăsta. Acum o să închid și o să redeschid ca să-l filmez pe celălalt. Care, dacă le filmam împreună, erau mult prea lungi. Am mai zis asta odată. Și o să pun detalii despre produse și poze cu produsele pe blog. Blogul o să fie jos. Și vă rog, dacă știți ceva de produs, spuneți-mi și mie, vă rog, stați în comentarii. Și dacă mai vreți, dacă vreți să fac, nu știu, după ceva timp, gen 2 săptămâni, sau oricum să încerc gama asta, să văd cum a funcționat sau bine, mă rog, toate 3 la un loc, să vă zic, să-mi spuneți. Momentan sunt în teste cu gelul de la Nivea pentru Natural Beauty și să vă fac un mic sneak peek. Mai am până pe 30, deci vineri ar trebui să fac filmulețul despre el și vorbim vineri.